Din lipsă de vorum, ședința nu poate avea loc. Lipsesc următorii consilieri: domnul consilier Menan, domnul consilier Budnaru, domnul consilier Chifa, domnul Ion Narcis, domnul Fifan, domnul Tricop și doamna Vladescu Luminiță. Mulțumim celor prezentă! Consiliu, care de 2 ani și jumătate cam așa se întâmplă. Absentăm și participăm doar la ședințele care avem interese, așa cum au făcut zeci de ani de zile parte din consilieri care au fost în Consiliul Local unii de peste 20 de ani. Eu am doar posibilitatea de inițiativă legislativă. Am inițiat proiecte de hotărâri, aproape 400 la număr. Niciunul dintre ele nu a fost ilegal, niciunul nu a fost declarat ilegal, niciunul nu a fost contestat de Prefectura Constanța, niciuna nu a vizat vreo problemă sau vreun interes personal, că altfel s-ar fi spus în spațiu public. Toate au vizat rezolvarea din multele probleme care au fost lăsate deoparte 26 de ani și acum ușor, ușor începem să regăsim soluții. Am o mare problemă, în schimb. Toate aceste proiecte sunt blocate sistematic de domnii consilieri. Au lipsit o grămadă de consilieri. Cum calificați gestul lor? Păi nu pot să-l calific. Dezinteres față de problemele pentru care au fost trimiși în Consiliul Local. Astăzi se aproba o procedură contabilicească, să spun așa, de contabilitate pentru începerea anului bugetar. E blocat. Deci începerea anului bugetar e blocat din neparticiparea și neaprobarea Consiliului Local. Și al doilea lucru, v-am spus, era organigrama, de fapt ați văzut, era organigrama și statul de funcții pentru clubul sportiv, care a avut termen până la 31 decembrie să se reanalizeze și să se revoteze, așa cum au cerut domnii consilieri în nenumăratele reclamații pe care le-am făcut la Curtea de Conturi. Este o măsură și o obligativitate. Sportul nu poate continua de acum pentru că el în momentul ăsta are obligativitate de dus la îndeplinire. Aprobarea după reanalizare, reorganizare. Pentru mine sportul este religie, pentru mine sportul înseamnă prietenie, înseamnă fair play, nu înseamnă politică, înseamnă tineri, înseamnă viitor, înseamnă sănătate, într-ajutorare și pentru. În 2017, un fost fotbalist, tânăr al acestei urbe, venit de la Academia Gheorghe Hagi, mi-a spus că este delegatul domnului primar Vrabie și mă rog respectos să-l ajut pentru înființarea acestui club. Am venit aici pentru că, alături de Petricale și Ion Saliu, am luptat cu greu ca sportul din Megidia să fie acolo sus, să fie principalul partener al sportului de performanță constanțean. Am venit aici pentru că Deniorga Ionuț și Adrian Georgescu sunt foștii mei studenți. Am venit aici pentru că doamna Voleiului, ajutați-mă, și echipa ei, e aici în tribună, m-a stat întotdeauna să le aplaud și să le spun bravo Mercidia în performanțele care sunt. Pentru că Lica Ghiulmiza sau Daniel Cojocaru sunt brandurile voastre și pentru că Elena Frâncu, dacă poartă pe gât un colan pe care l-a copt din România, acest colan îi datorez și vouă că am crescut frumos aici la Mercedia. E clar. Motivat în vreun fel lipsa? V-au anunțat că vor lipsi? În mod normal trebuie să motiveze fiecare absența la ședințele de Consiliu, poate nu știu, în legea ce funcționează pentru aleșii locali, consilierii locali sunt obligați să participe la ședințe. Nu este un moft. Și dacă lipsesc la ședințe, trebuie să motiveze, să aibă motive de sănătate, de altă natură. Dar în rest, ei nu pot veni după tonuri, după mofturi. Chiar dacă sunt angajați undeva, ei sunt scutiți conform legii. Deci nu pot spune că sunt la servici, pentru că duc, mă rog, solicitarea aceea, convocarea Consiliului Local și sunt scutiți de la muncă, de oriunde și de la privat și de la public.
Ați fost susținut de către locuitori chiar aici în sala sporturilor? Veți organiza astfel de ședințe și pe viitor aici? Păi, văd că sunt interesante. În primul rând, văd și oamenii adevărul că, știți, în Consiliu eu sunt singur acolo și o gașcă de băieți deștepți care conduc de zeci de ani Megidia, acești 12-13 consilieri, grupul acesta de interese și care reprezintă o mafie, vorbesc, adică eu vorbesc o voce și ei 12-13. Închipuiți-vă că mă acoperă de fiecare dată și dacă unul spune într-un fel și 13 spun într-un fel, merge pe principiu. Dacă doi spun că ești beat, te duci, te culci. Problema este că oamenii trebuie să vadă cu ochii lor, să nu fie dezinformați și mințiți. Cum să ajungi să arunci cu atâta mizerie într-un lucru atât de frumos, sportul din Megidia, care a ajuns la niște rezultate fantastice și un lucru atât de frumos și lumea atât de entuziasmată și o atmosferă fantastică la Megidia. Când spui se fură, e un dezastru, nu ți-e rușine să spui lucrurile astea? Compară cu alte unități administrative. Cernavod are 32 de miliarde la jumătatea dimensiunii sportului din Megidia și noi avem 35 de miliarde la dublu. Adică ne ducem aproape la jumătate din cheltuielile Cernavodei și la noi se fură acolo, nu. Ați anunțat că veți delega atribuțiile de strângere a taxelor, doamne viceprimar. Ce v-a determinat să luați această decizie și cum credeți că se va onora de această sarcină? Pentru că, ați văzut, au dat o declarație la o televiziune locală prin care domnul Budnaru a declarat că, printr-o hotărâre pe care au inițiat-o ei și au adoptat-o, deși nu au voie să facă lucrul ăsta, au redus taxele cu 70-80% și au început o campanie de manipulare, de a minți oamenii prin care să spună că eu nu vreau să reduc taxele cu 70-80%. În primul rând, nu se poate. Taxele locale niciodată nu pot fi scăzute, dar sunt obligatoriu de indexat în fiecare an cu rata inflației. Este obligativitate, dacă se uită în codul fiscal și-ar da seama. Și pentru că astfel de gesturi se întâmplau în România, guvernul, printr-o ordonanță de urgență, a mai adăugat un aliniat la articolul 491, prin care aliniatul 3 spune: unitățile administrative care nu au adoptat, nu au respectat aliniatul 1, în care spune obligativitatea de indexare a bugetului anului anterior, cei care nu au adoptat această hotărâre până la sfârșitul anului vor plăti niște taxe stabilite foarte bine în ordonanță. Și acest lucru, după calculele pe care le-am făcut, înseamnă dublarea taxelor în Megidia. Eu am propus la termen, în 20 decembrie, proiect de hotărâre prin care am ținut taxele la nivelul anului 2018, indexat cu rata inflației, așa cum spune legea. Adică pe lege, numai că domnii consilieri nu au votat acest lucru. Și m-au acuzat că nu pun în aplicare acea hotărâre pe care eu spun că e ilegală, dar dumneavoastră spun că e legală și că eu vreau să dublez taxele și impozitele. Și pentru a vedea cine minte în Megidia, o să deleg atribuțiile doamnei viceprimar când vine joi la muncă, prin care o deleg pe dumneai să aplice taxele și impozitele pe 2019 respectând legea. Și să vedem cine spune adevărul. Întreb și eu oamenii, într-o situație în care tu ai de plătit rate la bănci, datoriile totale lor, tu ai de susținut sportul, sute de copii care sunt la sport, toate secțiile și toate școlile private sunt susținute de clubul sportiv pentru activități sportive. Adică noi nu susținem numai din club, din activitatea clubului, noi creștem copii. Toate pepinierele din Megidia, indiferent de forma de organizare, sunt susținute de clubul nostru. Că vrem ca toți acei copii să ajungă la un moment dat la performanță. Și clubul ăsta, vedeți dumneavoastră, la momentul ăsta este împroșcat cu atâta mizerie și cu atâta noroi. Și pentru că are succes. Asta. Cum vedeți deblocarea situației actuale din Megidia? Chiar acum, legat de faptul că a zis tot doamna Vlădescu, am urmărit-o, prin care a spus că nu pot opri o activitate a sportului. Nu, activitatea sportului e oprită. La ora asta nu mai poate funcționa dacă nu se aprobă organigrama. Că este o dispoziție, este o decizie a Curții de Conturi care este lege. Ea trebuie pusă în aplicare. Atunci o să-i dau și această, îi deleg și această atribuție să plătească dumnei la clubul sportiv fără aprobarea organigramei și statului de funcții și fără ducerea la îndeplinirea a deciziei Curții de Conturi. Deci cum se poate debloca situația actuală din Megidia? Aprobarea sau ducerea la îndeplinirea măsurilor Curții de Conturi. Și problemele legate de lipsa consilierilor și toate celelalte? Dar nu e asta este treaba lor, asta dovedesc ei ce interesau, cât interesau și cât le pasă de orașul ăsta. Ce doresc să se întâmple în orașul ăsta?